Am cumpărat-o și plecăm de la Sighișoara cu mașină pe care n-o știm. Sper ca proprietarul să fie avut bun simț și să nu mă fi mințit. Hai că mașina merge. Nu m-am uitat la ulei, nu m-am uitat la nimic. Am plecat. Încă o ciucurile cu mine, am tot cu mine. Hai să vedem. Brașov 110! Brașov 110! Nu merge rău deloc. Bine, e foarte rigidă. Am cauciucurile cică 80-100 maxim. Mă sună love. Da, iubita mea. Acum am plecat, tata. Acum am asuit mașina, acum am pus adresa. Stai așa un pic. Acum am plecat, iubirea mea. Mi arată 4 ore 50. M-am certat cu ei foarte tare. Bine, iubirea mea. Hai, să rămână, mulțumesc. Hai, te iubesc și eu, pupa. Ce-o fi, mă, asta? Nu se știe. Ceva am uitat, dar nu știu ce. Nu mă mare că nu văd în oglinda aia, trebuie mai sus. Bine, nici în oglinda asta, că îți tremură cap. Deci senzația e că e, zici că ești în camion. Te zici că ești în camion. Eu acum sunt în camion, eu merg cu camionul, ia uite. L-au fi închis. Am ajuns la Brașov.
Am făcut 116 km în 2 ore. Facem full-ul, să vedem exact cât consumă mașina. Nu? Hai să vedem. Nouă la sută? Nouă la sută? Incredibil. Cum nouă la sută? Cum nouă la sută? Ca voi, mă, nu te grăbești? Dar nu te grăbești? Și mai târziu, m-am săturat ca de bere pe durețe. M-am săturat ca de mere, deci n-am pus de niciun tir. Benzină. E benzină? Da. Hai, mă duc ce înainte, mă duc și ei, fac să te dea până aici să mai țin pe oameni, dacă întârzi. Păi cred că întârzi, îți dai seama. Păi nu mai sta. Hai pa! Au venit și aia, mâncați-i. Motorul ăsta trebuie să-l verific. Și
încă o chestie, dacă aveți de unde să cumpărăm piese pentru Wrangler-ul ăsta 85-94, că ăla-i modelul, spuneți-mi și mie, că are nevoie de, mai are nevoie de niște chestii, știi? Embleme, embleme, au capul pe acolo, pe jos, se pun toate capurile alea să le fac fețele de uși, fețele de scaun, ca astea scuse. Aici se îmbracă piele. Da, dacă știți de unde să cumpărăm piese pentru Jeep Wrangler, scrieți-mi și mie în comentarii. Și dați-mi site-ul. Deci consumă nouă, incredibil. Bine, am mers 80, 70, 80. Am consumat 9. Aceea de la ulei, că stă un pic spre 4. Dar în rest nu este ok. Ok, cu lift de la LA. Lights on. Hai, Doamne ajută.
Împreună ne stătea prea bine, dar de când nu ești cu mine, parcă te-ai mai îngrășat. Eram hrană pentru suflet, erai haină pentru mine, acum parcă-ți dezbrăcat. Nu mai am nimic, nu mai am, nu mai bani visai și cu tine-i terminam. Nu mai vreau nimic, nu mai am, niciun gând, nici vise că le-ai consumat. Adio, îți repet, adio pe pereți, ți-am scris în trei culori și-o poză să mă vezi. Adio, nu regret, adio, tot repet, să cad acoperișul și tot nu te iert. Am ajuns relativ bine, pe ora 6. Am plecat la 1:30 de la filmări, de la 2 din Sighișoara. Deci, chiar am ajuns bine. O să râdeți, dar a început să-mi placă asta. A început să-mi placă tractorul ăsta. Și dacă îl aranjez un pic așa și fac eu interiorul de la cochet și aia așa, cred că va fi mașina mea preferată. Nu consumă mult. Să vedem cum reacționează doamna când ajung acasă, că habar n-are. Am exagerat. Săptămâna trecută am exagerat. Am luat și Alfa Romeo, Spider-ul ăla, am luat și Ford-ul ăla, am luat și mașină mamei, am luat-o și pe asta. Și toți banii mei pe care i-am economisit de 10 ani. Hai să vedem ce zice doamna. Pentru episod viitor, vă pup, vă iubesc, nu uitați să dați share, like și subscribe dacă nu l-ai dat până acum. Vă pup ai mei.